De-a lungul vieții apar tot felul de îngrijorări legate de bani, probleme cu somnul, cu îngrijirea copiilor sau cu boala unui părinte. Indiferent sub ce formă arată această criză, este doar o picătură care umple deja un pahar plin. Și atunci unele femei aleg alcoolul ca mijloc rapid de a trece peste momentele în care se simt apăsate de provocările vieții. Femeile suferă de anxietate și depresie de 2 ori mai mult decât bărbații și din acest motiv sunt mai predispuse să recurgă la consumul de alcool, relevă un studiu. De nevoie, nu de drag. De nevoie, bea. Spuneți că din cauza problemelor. Ce probleme? Ce trebuie să te apuci de beotură? Dacă să bea un suc, să bea altceva. Apă. Aia nu poate. Lapte. Lapte. Aia nu poate. Să-și vadă de treabă cu beutura, că aia nu e bună. Femeile ar bea mai mult ca bărbații în ziua de azi. Ce părere aveți? Eu zic că dacă sunt sănătoase, sănătoase tinere și muncesc la muncă, un pahar, nu să-și bea mințele, să-și dea cu capul de pământ. Mama mea avea 85 de ani a trăit și a picat jos și a murit. Fără. Și bea și ea, dar nu bea, bea și ea un paharuț, dar și muncea. Muncea. Deci, da, cu limită. Cu limită, da. Sau dacă te duci undeva la o petrecere, cum trebuie să servești acolo ceva. Dacă ești bună, nu mai bei. Când iei pastile, ce mai faci? Dacă bei și iei pastile, nebunești, ce faci? În rândul femeilor, dependența de alcool se instalează în scurt timp, iar problemele medicale se dezvoltă mai repede decât la bărbați, deoarece alcoolul se metabolizează mai greu în stomac, se concentrează mai bine în țesuturile organismului, iar creierul este mai sensibil. De cele mai multe ori, femeile ajung să facă abuz de alcool din cauza singurătății. Statistic, cele care nu au copii și care nu lucrează prezintă un risc mai mare de a dezvolta dependență, crede specialistul de la Socola. Păi cam așa ar fi, că și de ce vede că bea bărbatul, ce bă, bea, mă apuc și eu de bea, care e problema, bea tu, bea și eu, așa-s timpurile acum. Numai că înainte femeile nu bea, înainte să cam fereau de beutură, dar acum pe unde găsești, vai de mamă, deci de om cât am văzut eu bete, femei. Noi bărbați așa, ziua noastră mai bine, asta e situația. Bea și ele muncesc-o ca noi, care bea, care bolnave nu bea, care sănătoase bea. De ce să nu bea? Ce are? Ce nu vor să fie și ele egale cu bărbatul. Păi da, ele așa zic, ce mă, egală cu de acum ne-a dat egalitate în dreptul peste tot. Cum bei tu, beau și eu. Și ia să-și scandal, vrea să-și omorul, tot de la beutură pleacă toate. Cifrele arată că femeile cu diplomă universitară sunt de 2 ori mai susceptibile de a fi consumatori serioși, comparativ cu cele cu o educație mai precară. Așadar, femeile cu carieră, cele care muncesc foarte mult, care luptă să facă față provocărilor jobului, sunt cele care beau cel mai mult. Experții spun, de altfel, că femeile își fac din ce în ce mai târziu o familie din cauza stilului de viață, în care intră, din păcate, și consumul de alcool.